Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Car Mechanic Simulator. Haideți să dăm continue și să vedem ce reparații mai facem și de această dată. Mi-a spus foarte mulți că dacă era așa ușor și în viața reală să fii mecanic, cred că era toată lumea. Dar, na, e un joc acum, vă dați seama cât de real să fie și el. Încearcă totuși, gestul contează, să fie cât mai real. Cineva rădea de mine că joc Car Mechanic Simulator 2015, dar suntem în 2016. E bine, din câte știu eu, nu există Car Mechanic 2016 sau Car Mechanic Simulator 2016, există doar 2015. Dar cine știe, când va apărea, îl vom juca. Ok, list provided. Vedeți voi, unele... Knocking noises from engine bay. Hai să luăm job-ul. Dacă dau click dreapta, ce se întâmplă? Hai bine, hai să dau post direct take job. Unele joburi sunt la fel, adică se repetă și n-aș vrea să facă unul pe care l-am mai făcut și în episodul anterior. Deci sper să nu se repete. Să vedem. Mașina e cam aceeași. Pot să selectez și farul. Ok, apăsăm I de la tastatură. Câte chestii am. Putem să le vindem pe toate pentru $27. Ok, apăsăm O de la tastatură și zice radiator fan. 0. Repair with part exceeding minimum condition. Ok, adică ăsta, radiator fan. Hai să-i dăm un examen. By taking off the car. Can we examine by taking... Ok, hai să-l dăm jos atunci. Asta așa. Ia. I. Faulty parts found. Ok. Deci dacă dăm noi I, ăsta cred că e nasol. Radiator fan. Ok. Atunci hai să-l schimbăm. Ne ducem foarte frumos și cumpărăm altul. Nu uitați, dacă vă și place radiator. Aolea, dacă vă și place seria, să apăsați butonul de like. Să văd și eu susținerea voastră acolo. Ca să știu și eu dacă mai vreți episoade, desigur. Radiator și după aia radiator fan și suntem cam good to go. Apăsăm O, finish job, GG boys. Trebuie să facem experiență ca să ajungem să reparăm un Mercedes. Sloppy car steering. Decline job, take job. Ia. Yeah. Deci de la steering. Cum o fi asta? Habar n-am. Capota. O. Sway bar. Rare and link. Ok, păi asta sună ca și cum ar fi nevoie să-l punem pe un lifter. Dup. Mai sus. Foarte, foarte frumos. Bă, dar pe mine nu mai aceleași mașini? Oh my god. Ok. Păi, hai să vedem. Examine. Deci zice că e de la steering. Oare asta va fi? Steering rack. Inner tire rod. Ce ar putea să fie stricat? Stai să mă uit o dată. Sway bar, rear end. Hai să ne uităm noi aici. Sway bar, rear end link. Oare asta e? Da. Și cum arată? Sway bar, rear end link. Unde n-ai bar veni asta e întrebarea mea. O fi prin spate? A, cred că e în spate, mă. Da, uite în spate. Opa. Asta e bucățica noastră. Păcat că nu sunt traduceri și în română, mi-ar plăcea să văd cum s-ar traduce chestia asta. Bun, deci, aș vrea să dau disassemble aici. Și trebuie să scoatem partea asta. Cred că trebuie să scoatem roata. Da, scoatem roata cu totul. Haide. Perfect. Și... asta vreau eu. Perfect. Haide. Așa. Și după aia dăm un assemble. Nu vrei, a? Bun. Hai, mă, că suntem cei mai buni mecanici. Roata la loc. Opa. Bine, vă dați seama că în viața reală... ce-are, mă? What?
Trădasul. Ok. Hai să dăm așa. Vă dați seama că în viața reală nu plutesc... nu plutesc componentele. Abia $50. God damn it. Avem oferte. Find and fix any running gear problems. Ia. Yeah. Hai să vedem și asta. Trebuie find. Să-mi dau eu seama. Rino Piccolo. Ce-o fi aia? Mașină sau ce naiba e? Că-s toate la fel. Ok. Deci, apăsăm O. Front wheel hub. Inner tie rod. Oh my god. Rear suspension. Upper arm. Rubber bushing. Sunt cam scumpe bucățelele astea. Dar, hai să vedem. Ce o fi stricat? Deci, cred că cel mai bine ar fi să o mutăm și pe asta. Sus pe lifter. E mai șmecher ăsta din stânga decât ăla din dreapta. Haide, haide. Ne trebuie un lifter mai rapid. Ia să zic mai repede. Să se miște mai repede. Bun. Examine. Deja vedem selectate bucățile stricate. Așa că vom începe cu ăsta, aș zice eu. Ia să vedem. Putem să-l dăm jos? Nu. Atunci... cred că roata trebuie să o dăm jos mai mult ca sigur. Vom selecta câte un șurub în parte, pentru că după aia iar ne prostim. Ok, deci front wheel hub, ăsta trebuie dat jos. Și cred că trebuie să dăm mai aia de frână. Haide. Nope, brake pedals, brake disc ventilated, front wheel hub. Ăsta. De ce nu mă lași tu, vrei? Ok. Vreau să fie dată și bucata asta jos. Ok. Și abia acum mă lasă să dau jos. Oh god. Bun, dar întrebarea mea e, pot să dau și asta jos? De ce nu mă las ea? Și vrei eu să mai dau jos. Hai să ne uităm, deci asta, oh, trebuie asta dată jos. Ok. Bum. Dăm assemble. Mamă, ce ușor e să fii mecanic, ești nebun. Cel mai simplu job ever. Scoți și pui. Easy peasy. Pac. Ia uite ce ușor. Nici nu te murdărești pe mâini. Aoleu. Ok, vine și asta. Brake pedals. Brake caliper. Fuck. Sunt curios cum naiba fac rost de upgrade-urile alea, să înșurubez asta mai repede. Vine și ăla acolo. După aia, aia frumos. Așa. Și roata. Haide. Minunat. Bun. Ok, deci, mai avem. Examin. Deci am pus alea două bucățele. Și avem asta de aici. Uite, aia, steering, nu știu ce. Cum e data asta jos? Oh, direct așa? Bravo, mă. După aia dăm assemble. Cred că mă fac mecanic, băieți. Cred că asta e menirea mea. Și aia trebuie dată jos. Bă, îmi plac, mă, bucățile astea care se dau direct jos. Sunt minunate. Pune asta așa. Ia uite ce frumos. Și asta e mașina, băieți. Vă place sau nu? Finish job. Perfect. Bun. Bă, da, vreau și eu să știu. Cum naiba fac rost de upgrade-uri? Fast on bolting. Upgrade points. 1000 egal un punct. Oh, ok, deci avem un punct. Ok. Ce putem? Tabletă? Nu. Fast manual examination. Nu. Fast assembly. Cred că fast on bolting. Să scoatem, da. Are you sure? Da, boss. Deci acum scoatem șuruburile super repede. Ceea ce este șmecher. Find and fix all engine problems, decline, general running gear control and repair. Yeah, repair all running gear faults, controlling car feels loose. Hai că luăm comanda asta, ultima comandă pe episodul de astăzi. Rino Piccolo. Rear axle knuckle housing A, door rubber bushing și sway bar rear and link. Deci, hai să vedem. Două rubber bushing.
Una, două. După aia un sway barrier and link. Sway, dacă... rear end link, iarăși asta. Dacă știți voi cum să fac să cumpăr astea mai repede, rear axle knuckle housing A. Rear axle knocking? Nu, era... axle knocking housing A. Era... Sper că n-am luat altul greșit. Ei, bun, avem toate componentele. Haideți să urcăm mașina pe lifter. Vreau să văd cât de repede scot șuruburile. Sus. Perfect. Hai să vedem. Asta trebuie scoasă din prima. Dar ca să scoatem asta, trebuie scoasă asta și ca să scoatem... Oh, ok. Oh, nu-mi spune că trebuie să scot ambele. Ia uite-l, boss, cum scoate. Bravo, mă. Opa, se mișcă mult mai repede. Oh my god. Și acum trebuie și din partea aia. Dacă le-am și pune repede, ar fi perfect. Perfect. Și acum assemble. Wow! Steering rack? Wait, what the fuck? Păi dar nu ne-a zis nimic de steering rack. Oh, avem și aici. Oh my god, asta va fi o comandă lungă. Steering rack. Oh god. Cred că vom lua mulți bani pe asta. Steering rack. Deci sunt curios, ce ne va fac cu banii jocul ăsta, că sunt tare... Adică, what? La ce mă ajută banii? Asta vreau să-i dăm disassemble. Pac. Și după aia un assemble. Perfect. Asta așa. Oh god. Ia oarele și pune mai repede? Da, le pune și mai repede. Ok, asta e tare. Stai. Printre componente așa. Cum nimeresc și eu. Punem și asta, înșurubăm, înfiletăm. Bum, și asta. Oh god, aia. Bă. Îmi convine. Bun. Hai să vedem. Văd că și asta este stricată. Cum ne mai dăm disassemble? Ah, trebuie să scot iar roata. Ok. Ce nu-ți mai convine? Deci, assemble, sway bar front end link A, sway bar front end. Vine, drop the base! Sway bar. Sway bar front end link A sau B? B. Oh my god. Erau. Perfect. Hai să-l înlocuim. Bă, e o comandă lungă, n-ai ce zice. Assemble. Asta. Opa. Roata. Haide, haide. Bun. Și ce mai este stricat? În spate aici. Ceva la roată văd. Ah, uite asta. Cred că trebuie să scot roata. Da. Opa. Pac. Assemble. Boom. Imediat ne mișcăm. Așa. Perfect. Avem și în partea asta. Ok. Hai să-i dăm un disassemble. Super repede, chiar îmi place. Stai să vedem. Cred că... What? Câte neva bucăți trebuie să scot pentru asta? Asta de aici. Băi, nebun! Toate? Holy shit! Ok, și asta? Păi de ce nu mă lasă? Habar n-am, băieți, eu scot tot.
Oh, era colțișorul ăsta. De aia nu mergea. Oh my god, am la bucăți de asamblat. Ok, de ce nu vrei? E ăsta aici. Ești nebun, trebuie scos tot. Wow. Deci pur și simplu pentru bucata aia trebuie totul scos. Ok, pentru a o asambla cu una nouă. Așa. După aia aici vine alta. God damn. Opa. Da. După aia punem și ăsta așa. Avem de asambla, nu glumă. Punem căpăcelul. Brake disc. Brake pads. Brake caliper. Da, înainte să punem roata avem aia de acolo. După aia ăsta. Pe ăsta vin ăstea. Oh my god, după aia vine roata. Opa. Și sigur mai lipsește ceva, uite, văd aici. Ok, nu se înțelege nimic. Cred că asta e ultima bucată. Hai să vedem. Assemble. Cred că am terminat, nu sunt foarte sigur. Da. Oh my god, câți bani. Bani de bani, boss. OBD scanner, compression tester. What the fuck is going on? Ok. Vreau să mai tot aici să văd ce naiba era asta. Auction center și old factory test truck. You need to buy parking first to store your car collection. Ok. Păi am încheiat și episodul, sau încheiem, nu am încheiat. Încheiem și episodul acesta, am făcut câteva comenzi destul de interesante, dar ne apropiem să reparăm Mercedesul. Cred că voi mai juca eu off-camera să fac XP-ul, habar n-am. Dar sper că v-a plăcut episodul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!